În acest video o să fac un giveaway super fain, adică produsul pe care o să vi-l arăt, o să-l și ofer, chiar două, dacă îndeplinim anumite condiții, dar să fiți atenți de-a lungul clipului pentru că ofer niște detalii pe care trebuie să le faceți pentru a intra în acest mic concurs. Așa că hai să trecem la produsul în sine. Iar îți faci cadouri singur, atât de disperat ești. Nope. Avem aici o cutie foarte frumos ambalată, mie îmi place extraordinar. Atunci de ce scrie zvâncă pe aia? Crezi că sunt singurul zvâncă? Atunci de la cine? Eul tău interior? Ce glume avea! Nu, taci, urmărește. Mulțumesc. Ok, hai să desfacem cutie să vă... Nu! Nici măcar să nu îndrăznești, rog. Culorile sunt incredibil de faine. O să vedeți mai multe de... Cumva videoclipul ăsta este sponsorizat, pentru că am primit produsele astea să vi le arăt. Eu mi le-am dorit să vi le arăt. Sunt extraordinare și din punct de vedere al designului, dar au și o funcționalitate foarte, foarte practică. Hai să vă arăt despre ce este vorba. Vorbim aici de zvâncă. Într-adevăr, cumva chestia asta este un brand, un ecosistem interesant. Găsiți pe Facebook, Instagram, chiar și site, zvâncă.ro. Puteți găsi și cumpăra accesorii care sunt de o calitate extraordinară. Puteți găsi accesorii pentru bărbați, pentru femei, portofele, genți. Intrați pe site, zvâncă.ro. Merită. Hai să vă arăt ce am eu aici și cu ce o să fac giveaway-ul ăsta, pentru că pe lângă asta mai am o chestie asemănătoare cumva, dar totuși chestii diferite. Dacă are sens ce am spus. Hai să vă arăt packaging-ul, pentru că asta facem aici. Packaging-ul contează extraordinar de mult. Nici nu-mi vine să-l desfac. Ia uite-l, băi! Și da, e un portofel, dar nu unul clasic. În primul rând arată absolut excepțional. Fantastic, aș putea spune. Arată incredibil! Pă, deci combinația asta de culori, de maro, în primul rând piele naturală, da? Trebuie să menționez piele naturală. Și combinația asta de maro cu turcoasul ăsta, nu, deci n-ai cum, uite la cât de bine arată. Portofelul ăsta are protecție RFID, pentru că nu e doar un portofel simplu. Bine, ar putea fi și simplu la cum arată. Și haideți să vă arăt, dacă nu vă amintiți, am mai făcut un clip cu un portofel RFID, puteți găsi aici în card. Și vreau să fac o mică comparație. Stați puțin. Puțin. Aici. Dacă vă amintiți, în episodul trecut, acest portofel suportă bagnote foarte mici, încap doar câteva carduri. Într-adevăr, are o baterie externă. Nu știu cât de bună este, dar cumva aș face treaba și poate fi acolo pentru tine când n-ai nevoie. Puteți să-l găsiți în clipul trecut din nou. Dar haideți să facem o comparație între acest portofel și acesta. Pentru că la protecție RFID fac amândouă același lucru și uite puțin diferență. Cu ce ți-ar plăcea să umbli mai mult la tine? Cu care dintre ele? Ăsta în primul rând este foarte greu, adică pentru un portofel este destul de greu. Ăsta e un portofel... E superb. Din nou, tot în clipul trecut am văzut că în ăsta n-are nici într-un caz cum să încapă un buletin. Dar în celălalt, cu absolută și magnifică grație, poate încăpea un buletin. Nu mai zic de carduri. Na, ce pot să vrei mai mult? Și facem giveaway. Oferim acest gen de portofel, dar nu numai, oferim și un portofel strict pentru carduri. Hai să vi-l arăt. Uite puțin la ele, cum arată. Are o textură... Oh, piele naturală. Oh, piele. Acum aveți câteva lucruri de făcut pentru a câștiga unul sau celălalt, dar mai este o mică chestie și mă gândeam să-l ofer chiar pe amândouă, doar în situația în care atingem 500 de subscriberi. Dacă în perioada concursului, până la sfârșitul concursului, se ating 500 de subscriberi, le ofer pe amândouă. Tot ceea ce aveți de făcut pentru a câștiga unul dintre ele, sau poate chiar amândouă, depinde de ce se întâmplă până la sfârșitul concursului, este să dați un subscribe pe YouTube, să dați un comment pe YouTube cu ceea ce vă doriți dintre cele două, dacă vă doriți portofelul normal sau portofelul pentru carduri, să dați un follow pe Instagramul meu, pe care îl găsiți și în descriere, dar și aici, și 4, evident, follow pe Instagramul Mihaela Zvâncă și să vedeți ce produse mai are acolo, pentru că sunt absolut incredibile. Linkul de la Instagramul meu și Instagramul Mihaela le găsiți în descriere pentru a da follow ca să intrați în concurs, subscribe și coment fix la video ăsta ca eu să-mi dau seama și să pot face un random până la sfârșitul concursului cine câștigă unul dintre ele sau poate chiar amândouă. Concursul se termină pe 15 august și atunci vom face un random în care voi oferi și oferi și transport, evident, pentru cele două. Și cam asta e ce primiți dacă vă înscrieți la concurs.
Aici sunt ambele portofele. Dacă le câștigați pe amândouă, dacă ajungem la 500 de subscriber, cum am zis, le primiți pe amândouă. Și atenție, data trecută, când am făcut clipul cu protecția RFID, aveți din nou clipul aici în card, am menționat ceva și am făcut un test și, sincer, îmi asum greșeala, pentru că protecția RFID nu înseamnă neapărat să blocheze cardul de acces undeva. Da, a fost o greșeală din partea mea, mi-o asum, și nu e neapărat ceva pe care să te bazezi. RFID-ul are alte frecvențe, este vorba de un fur de date, fur de bani, poate de pe un card contactless care funcționează pe alte principii, alt fel de magnetism acolo, și nu este neapărat vorba de un card de acces undeva. Și acum, clipul se termină, vine un birol, pentru că portofelele astea merită unul fain. V-a lăsat, pa! Niște detalii pe care le trebuie, pe care no. The Funky Rebel, Rebel. Genți bărbătești, genți pentru femei, femeiești, femei. Frumoasele astea două, sofru. L-aveți din nou aici, în cardul de aici. L-aveți nou aici în cardul de aici. Aici? Da.